Bine te-am găsit, sora mea! Dă-te mai încolo, că nu văd. Dă-i să mă văd eu mai întâi. Mamă, câta corp ai! Sper să asculte, că dacă nu ascultă, Minodora ți-l ia la bătaie. Auzi, dar soțul tău te-a luat că ești bucătăreasă bună sau cânti frumos cu vocea? Soție, prietenă, mamă! Eu vreau carne, în primul rând, ceva. Carne? Mociriță cu trifoi. Se vede că vrei carne. Întrățați cu gustuios, măi, dorule, măi. Cu mândruțele la joc, măi, dorule, măi. Maramureș, plai cu flori, măi, dorule, măi. Dragostea și tinereța, așa mă dame. Auzi, la mâna asta atât de frumoasă, îți dai seama ce corp trebuie să ai? Păi o să am. Ai uitat! Să zică telespectatorii, care corp e mai mare? Pe bune acum. Sau căpățânile. Oh, sau. Cred că-s la fel. Salutare, națiune! Dăm drumul la acțiune! Primii care vor găti sunt campioni ai meniurilor muzicale la nunți, botezuri și alte motive de voie bună. Minodora și Dan Bursuc. În cealaltă echipă nu regăsim un bursuc, dar avem un lup. Lupul etnic care vine la super cireașă însoțit de perechea de viață. Lupoaica. Scuze, Cornelia Rednic. Pe Minodora o știți de mult, de când era la maxim. Între timp, fata n-a dat volumul jos și, mai mult, s-a diversificat. Cântă cam orice la cerere. Cât de complexă a devenit și ca gospodină, aflăm azi. Minodora face echipă cu Dan Bursuc, legenda vie a manelelor. E producător, compozitor, instrumentist, descoperitor și șlefuitor de nestemate muzicale. La câte face Bursuc, ne și mirăm că are timp azi să gătească. Bine ați venit, băi, puiul lui tata! Bine v-am găsit, domnul Dan! Am venit la dumneavoastră că am auzit că aveți mare petrecere astăzi și vrem să petrecem și noi cu dumneavoastră, Dănuț Ardeleanu, Măruță și Beni Sârbu! Bine ați venit, vă rog, astăzi sunteți pe mâna mea, pupă tata pe ei! Au venit la tata lor, îi pupă tata pe toți, mă, și frumoși, ce pot să zic? Haideți după mine, băiți! Așa vreau să mergem cu muzică, să ne audă vecinii că azi e petrecere. Nu audă, nu? Facem parangelie mare. Este, 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 este! Bă, dar ce acordeon poleit are? Super frumos! Strălucește de zici că... Hai, Doamne! E, asta înseamnă să fii gentleman mișto. Iei doamna de acasă, frumos, elegant, să fie odihnită când trebuie să gătească. Dar până la gătit, să-i vedem pe Minodora și Bursuc la piață. Bine te-am găsit, sora mea! Ia uite, băi, ce gătită, ce frumos! Ia uite-o fine! Să-ți dea Dumnezeu sănătate! S-a întâlnit fratele cu sora! Frumos! Sunt... maxim de emoționat. Ia uite cum te primesc ca la Timișoara, de unde ești tu de acolo. Frumos, mulțumesc, da. Ia uite și cum marge. Ales mireasa. Hai, urcă-te sus. Hai să-ți deschid așa ca boierul. Cu siguranță Minodora va lua frâiele gătitului cumva în mână. Nu lasă ea pe Bursuc, e gospodină, bă. Ce le oferim acestor oameni? Facem o supă cremă de legume. Da? Știi? Cu crutoane. Ne trebuie niște pâine să facem crutoane, să le facem noi pe loc. Nu, mă, mamă, luăm crutoane, dar gata. Ce mai te pune să te obosezi să faceți? Da? Sunt de gata peste tu. Luăm crutoane. Păi te obosesc eu pe tine cea mult astăzi. Crutoane? Cum să se obosească să facă crutoane? Sunt gata, făcute. E
Și supa e gata făcută. Mușchiuleț de porc? Nu știu ce garnitură să le face la mușchiulețul ăsta de porc. Ce garnitură, mă, le faci cu piure? Nu? Face toată lumea. Eu, cum aș mânca eu, mie ce mai fac? Am mâncat tu, nu? Pe poți să fac și cu piure. A, nu, păi știu. Ai cu piure? Ce vrei să le dai? Brocoli? Ce vrei să... Hei, brocoli, acum am început cu brocoli. Dă-le varză călită. Se văd frumos, mă, legumele în farfurie, se, coloratul, se vede frumos pe farfurie. Iar legume, dar îi țin numai în legume pe oamenii ăștia? E, mă, legume cu carne aia, nu? E frumos, fata mea, cum crezi tu că e mai bine. Ce băgăm la desert? La desert o să facem un tort de ciocolată. Nu vrei mai bine să mă duc eu să le cumpăr ceva dulce? Cum adică să cumpere tort? Păi ce facem aici? Noi gătim, de-aia suntem la super cireașa de pe tort. Eu am zis să nu mai te pun la muncă, mă, no, trebuie. Trebuie să facem. Facem un tort de ciocolată cu de biscuiți cu nuci înăuntru. Ah, de fapt e tort de biscuiți cu ciocolată. Ah, de fapt sunt biscuiți cu un picuț de ciocolată. Foarte bun tortul ăsta. Am încredere, sora mea, în tine, e prea mare, că tu ești o bucătăreasă faină. Și de câte ori am venit la tine acasă, tu m-ai impresionat. Eu unul nu mă descurc atât de bine, de însă e normal, e femeie, se descurcă mult mai bine ca un bărbat. Pe ce pune mâna o femeie, iese numai bunătăți. Mai ales o femeie la maxim, așa cum sunt eu, iese și mâncarea tot la maxim, nu? Nu știu, întotdeauna am mers pe mâna unei femei. Vinul cu borcanu și rachia beau cu sticla. Nu-mi pare rău de nimic. Bravo, mă, Măruță! Hai că au adus puțin culoare în piață. Bucurie, veselie. Până la urmă și cei care vând în piață au nevoie de puțin entertainment. Ia și ăștia pătrujel de ăsta, doamna. Da, bine, două de astea. Vrei ceapă verde acasă? Ia, mă, tată, ce vrei tu, are tata, banii dă-ți când vrei tu, cu comandă ce-o plătesc. Dați-mi și mie 5 de astea. Mă, și-o plătești. Poate facem vreun platou rece, să avem ceapă. Ia, tată, ce vrei. Băi, Măruță, cântești tu ceva lui doamna, poate ne lasă mai ieftin. Ei, acum spuneai că fără număr și vrei să mai lase mai ieftin. Camul Petre cu toată lumea de sâmbătă mână. Zici că înainte de Crăciun, când vin ăștia colindătorii de pe Moldova, ăia cu ursul și cu capra, da. Hai, nu se poate. Hai, mă, cum se poate? Alege și roșii. Am avut o viață cu mult orgoliu. Le-am făcut pe toate ce să povestesc. Să nu-și dau, bravo, ia morcovul. Ce-a stricat, nu se poate. Încărcat cu sacoșele. El e ultimul, el e taxatoarea. Lui i-a dat toate sacoșele și acum trebuie să cânte, că i-a venit rândul. Și cântă cu sacoșe de mână și dă așa, tra-lai, la-lai, la-lai. Dragul de el. A, uite, mă, nu, că să rămână, doamnă. Pot să-mi aleg și un pic? Da. Tu alege că el cântă. Ofo. Ce pot să-mi părinții mei. Mama ei era ca două asta, ia uite. Mama, mama, tu ești cea mai bună, mama. Cât ai muncit pentru mine, te-ai chinuit de zile. Știți de ce v-am făcut melodia asta? Că aveți atâta răbdare să o lăsați pe Minodora să aleagă. Aaa, dar nu ți-ai citit ce vreau eu de alea. De alea care îmi plac mie, de la Sibiu, cum e alea fine? O jiană frumoasă. O jiană, te rog, haide nu-ți pupă tata pe el, vino cu am. S-au dus la magazinul de brânză. Aici urmează alt tip de muzică. Bă, uite, bă, ce frumoasă femeie, ce ochi frumos ce are. Dar unde-i soțul dumneavoastră? Te vreau mai tare un pic. E cu oile? Un pic, da. Serios vorbesc? Da, serios, pe cuvânt. Sunteți soție de cioban? Da. Ia vino cu să căști tu ceva. A... Cântă-ne ceva despre brânză. Când de moi,
încărcat de sacoșe și cântă într-una. Ăsta e rolul lui. Să rămână. Brânză în fiecare zi. De-aia moale. Multă sănătate. Asta e mușchiuleță de porc, care aveți e fragedă. Aveți și mușchiuleț mai mari, așa un pic? Sau numai ce se vede? Așa micus, deci numai așa micus. Vreți să mai aduc din spate? Ia vedeți, doamnă, că luăm mai mult. Umblați la marfa aia bună, vă rugăm mult. E vorba... Nu, nu, dar e vorba de lupul rădnic și nu vrem să... Să dăm în bară. Lupul e lup. Ia uite! Auziți, doamnă, când ați auzit de lupul rădnic, a scos numai mușchiuleți de aia, unul și unul. Numai unul și unul. Vă 2 kg așa, puneți-i pe cântarță. Punem o 4 să fie, dacă tot am venit la piață. Carne să fie! Salate am mâncat tot o săptămână. Auziți, vrem o slănină pentru lupul rădnic și soția lui, că ei vin de la Maramureș, să nu ne facem de râs, să nu zică oamenii că n-am știut cu ce să le stăm în față. Ei, vor, vedeți că ei sunt specialiști la așa ceva și pe urmă zice că nu ne-am priceput. Dă-mi-o pe asta. Aia, da. Eu comand, aia. Eu. Aia. Lasă-mă că la slană eu mă. Da. Hai. Ia tu slană. La slană tu nu prea mai te pricepi. Nu ne ajunge că suntem mulți. Auzi, ia vino cu aia. Ia vezi. Ia slănina acum, ia vino cu aia. Sub aia, sub aia, sub aia. Uite-mă asta subțire, bunicică. Mă, uite-mă. Asta e cu voia. Hai pune și pe aia, lasă să fie acolo. Dacă la el acasă, cu siguranță, și cu siguranță are mulți prieteni, e obișnuit să facă... Cumpărături multe. E o masă de cel puțin 20-30 de persoane și el știe că acolo trebuie să aduci. Auzi, cântărește și mie un cârnat din ăsta de poftă pentru gurița mea să bag ceva în ea. Băi, vreți puțin cârnat? Uite, uite! Din bucata mea de pâine. În viață am făcut doar bine, ofo. Până la urmă și cei mici au decis să mănânce. Că îl văd pe tata cum mănâncă cu poftă și le purge și lor, na, un pic. Ați mâncat, ați băut? Cum? Eu am ales ce a trebuit să aleg din piață. El se ocupă de programul artistic, pentru că o să avem și o parte artistică foarte frumoasă. Eu mă ocup de partea cu bucătăria. De fiecare ce știe, da, face, nu? Da. Cu siguranță o să pregătească ceva specialități, cu siguranță. Acum așteptăm. Eu să știți că n-am mâncat. Acum sper să... Să ne dea ceva să mâncăm. Deci mă apuc de supa cremă de legume, care va conține toate legumele posibile. Morcov, păstârnac, ceapă, cartof... smântână de gătit, o supă cremă de legume, ardei gras alb, ardei gras roșu, toate legumele posibile, foarte sănătoasă și dreasă cu smântână. Vreau să pun întâi totul la fiert, că durează până mi se fierb toate. Aș vrea ca Minodora să fie șef astăzi, așa, și să zică, măi Dane, ia trebuie să curești ceapa. Hai Dane, la cartofi să mă ajut că-s mulți de curățat, men. Stai puțin, ia uite-mă cum sunt. Ia. Wow, ce cool! Ce echipament șmecher, man! Măcar costumația să fie bună, că restul de priceput vom vedea. Ce ziceți, domnilor? Maestre, senzațional! Sunt perfect, okay, dar pune și aia în cap, că le-ai hază. Dar nu ți-ai pune ție, că ție să nu cadă păr în mâncare la oameni. Ia stai un pic să văd cum ți-ar sta ție. Da, mă, dar pune-mi frumos, arăt și eu frumos, nu se arăt tâmpă. Mare frumusețe ești! Ia uite! Vino în oglindă, stai un pic! Stai, scuzați-ne un pic să mă văd. Nu vă grăbiți. Faceți mâncarea încet, să iasă minunat. Acolo, la supă cremă, e mai complicat. Dă-te mai încolo, că nu văd. Stai să mă văd eu mai întâi. Mamă, câta corp ai. Hai că l-ai tu mai bun. Hai, că suntem în business, let's go, man. Hai, treci la cartofi, că te coiești prea rău. Sper să asculte, că dacă nu ascultă, Minodora ți-l ia la bătaie. Ce vrei să curăț? Uite, ia cartofi de acolo, tăticule, ia cuțit și bag aici, curăț aici, uite aici deja. Te apuci și mi bagi în castronul ăsta, după aia îi spălăm, da? Ferească-ne Sfântul Dumnezeu, ce faci, măi? Nu cu ăla, mă, așa, aici în asta, în socoată. Dan Bursuc curăță cartofi cu cuțit portocaliu. Eu mă așteptam să fie de aur. Între noi fie vorba, așa. Vezi să nu fie nicio bubă pe el. Ce să fie? Nici o bubă să nu fie pe el. Nu, e nicio bilă, stai liniștit. Nu mă faci de cacao. Niciodată nu te-am făcut, stai liniștită. Azi în bucătărie șefa este Minodora. Astăzi nu trec peste vorba ta. Știi la bucătărie cel puțin. Știu că ești bucătăreasă, nenorocire. Eu am fost de foarte multe ori invitat la ea acasă să vin să servez masa.
Chiar astăzi am hotărât să hotărască ea. Auzi, dar soțul tău te-a luat că ești bucătăreasă bună sau cânti frumos cu vocea? Deci sunt și bucătăreasă bună, sunt organizatoare bună, organizez toată casa mea, este totul organizat. Știam că are o grămadă găcii, dar până la urmă te-ai ales pe tine, am văzut. Păi nu, că eu l-am ales pe el, nu știi treaba. Păi cum e, povestește-mi. Cum, ești însurat, ai copii, nu, de azi încolo ești cu mine. Așa scurt? Da. Păi nu-ți trebuie timp să te cunoști cu păi un nu, că om, mi-a plăcea deja de el și am simțit și din partea lui că îi place de mine și gata. Eu nu sunt așa. Mie îmi trebuie luni, ani până cunosc pe cineva. Îmi place așa să o lungesc, să văd. Păi da, ui, niciodată nu poți să cunoști un om atât de rapid. Să vedea că e un om blând, bun. Exact ce trebuie mie să fac o casă. Și tu cu Ginuța, zine și tu povestea. Eu cu Ginuța? Dar voi sunteți de copii, de mulți ani. Noi avem 22 de ani de când suntem împreună. Ai înțeles? Mm-hmm. La noi se cunoștea tata cu bunicul ei, ai înțeles, au făcut armata împreună. Și venise momentul ăla să mă căsătoresc și eu, știi? Mama pretențioasă, știi, cu datin din astea la noi, cu domnișoarele, cu astea, știi? Ah, ce mișto! Așa e la noi. Da. Mama mi-a zis, nu vii cu nimeni în casă, dacă nu e fată mare, știi? Da. Câți ani aveai tu? Atunci 26 de ani aveam. No, tu destul de bătrân, tu. Nu eram bătrân, am considerat că trebuie să copilăresc, să pot să mă maturizez, decât să pot să mă uit bine pe cine eu, să știu ce să aleg. Și Gina cât pentru că ea 21 de ani. Impresionant. Impresionante ambele momente. Până la urmă, ei se destăinuiesc în fața noastră, unul față de celălalt. Și noi aflăm lucruri care nu pot să zic picante, chiar pe mine mă încălzesc. Asta ce fac el? Îți dau ție să mănânci ăsta. Stai mă puțin, că dacă mă ții de vorbă și vrei să-ți povestesc de nevastă mea. Deci, pe bune. Dar vezi ți-am zis fără bube. Și fii atent ce se întâmplă. Mă duc și spăl și aduc curat lună. Dacă văd o bubă pe el, e nasol. Și așa mi-am stricat manicura, vezi? Vrei să fiu perfect, mai leal și tu încă o dată la mână. Mamă mea, deci pe bune. Asta ce-i? Da, pe bune, mă ții la vrăjeală, mă pui să-ți povestesc. Păi da, mă, dar gura merge, dar mâinile trebuie să facă treabă. Vrei să mă bag eu în bucătărie când tu, de atâția ani te știu, de câte ori vin la tine în vizite și îmi faci toate bunătățurile și îmi faci toate... vrei să mă bag eu înaintea ta, dar nu mi-ar fi un pic de rușine să pot să fac ceva în bucătărie înaintea ta. Fac și eu ce știu eu, ce știu la ce mă pricep. E normal. Dane! Imediat! Ca un robot, așteaptă-mă că vin acum. Da. Hai, treci la usturoi. Treci înapoi în bucătărie, nu mai fi chiulangiu. Lași săraca fată să muncească singură acolo. Auzi-vă că cu tine nu merge o șmecherie. Vrei să amestec gustul, aroma cafelei mele cu usturoi ăsta? Fac și o pauză. Usturoiul e sănătate. Eu înțeleg, dar hai, trei la muncă acolo. Bărbatul se respectă la noi în casă. La voi, la noi e invers. La noi femeia aia, primii. Auzi ce-ți merge mâna. De-aia te-a luat Liviu. A văzut că nu-i merge tare așa, acum a luat-o cu binișorul. Aveți ce supă creu, la noi e altceva treabă, Minodora. Bărbatul trebuie să ducă, cotorcea, lovelele. Iar femeia trebuie să fie cea mai tare bucătăreasă și să înțeleagă. Păi și eu cum fac? Eu duc și lovele, și bucătărie, și treabă, și cum facem? Bărbatul se duce după lovele. Așa. Cum ar veni. Da, uite ce vrednică ești. Bravo! Of! Hai că suntem întârziere maximă, vin oamenii și stăm de cacao. Las că le acum stai să văd. Poate vă mirați de ce am făcut Vita mai oloiu. Dar avem invitați, că Dan știți cum e el cu surprizele, cu muzica, cu chestiile. Uite aici în apă, dă-i rapid. Nu, trebuie să mă miști foarte repede. Deci să nu mai vorbești cu mine nimic, te rog. Ne vedem diseară la cină. Că nu mă încurci la socoteală aici. Ați observat că asta e foarte important, asta. Am băgat o legătură întreagă de pătrunjel. Îi dă gust nenorocire. Asta e sănătate curată. Tu de ce aici n-are ce să nu le placă la oameni? Dar nu băga ardeiul gras în supa cremă, pentru că nu se pasează cum trebuie și rămân ațe, nu sunt frumoase. Mai bine, dacă tot vrei neapărat să simți gust de ardei, ia-l, taie-l cu bulețe și sotează-l cu puțin ulei, știi? Pune eventual și puțin oregano, care dă parfum. La sfârșit de tot, pui sare și... Faci supa cremă, îi bagi acolo toate legumele pe care urma să le bai, pui un picuț de smântână, o pasezi și la sfârșit, în locul crutoanelor, pui cubulețele astea sotate, dar nu foarte tare, de ardei, colorat, care va acoperi frumos supa cremă și va arăta frumos. Acum spun așa frumos, ai fond muzical să-ți dea poftă de muncă? E, așa da.
Te ți-l pun aici. Da. Ești cu dansul, nu? Așa ușor, frumos, muzicuță. Ai poftă de treabă? Mai îți fac o glumă, mai asta, tu mai tăi un carton, mai tăi o dată, mai faci o dată și uite așa facem treaba. Să știi că ai avut dreptate. Dacă mi-ai pune și un păhărel? Ce vrei să-ți dau? Pe bune, un șpriț. Nu un șpriț. Dar ce vrei tu? Îți dau ceva, văd eu, altceva. Hai, te las pe tine. Vorba dulce mult aduce, îi dau un whisky și face toată treaba. Așa mă păcălești tu pe mine mereu. Nu, așa sunt femeile în general, dacă bărbații știu cum să le ia, duc o viață frumoasă, știi? Femeia întotdeauna știe să aprecieze bunătatea unui bărbat, să aibă gesturi, să aibă gesturi. Ori așa, ori așa, ori așa, ori toate. Hai, lasă un pic, să toastăm un pic. Măi, îți urez spor la treabă. Au trecut la treburi mai serioase. Un pahar de whisky la vremea lui, măi, frate, te face din om obosit în alergător de cursă lungă. Ha, să fie cu noroc. Să fie, doamne, să ajută, să rămân o seară frumoasă. Am echipă bună, nu glumă. Am știut eu cu cine să... Apă pe grasa. Merg pe stradă. Nu suc cu gura ta să suc. Ai înțeles? Marta. Să mă mint și eu de mine, cât puterea cât mă mai ține. Hai să-mi fie! Să fie! Aici am porționat mușchiulețul de porc, care uitați-vă cum e, ăsta este fragedă, se face extraordinar și am făcut un sos care conține așa ulei, rozmarin, ca să-i dea un pic de gust, sare, piper, așa, după gust, da? Vreau astea să le dau deja prin, pentru că le fac un pic mai târziu, dar eu vreau să le dau prin sosulețul ăsta și să le las așa jumătate de oră ca să intre bine înăuntru totul. Măiestrie, mă! Ușor să nu rupi gumele. Da, da, atinge-le totuși doar... pe la ulei pe acolo. Pe la urechi să ating, bine. Ușor, așa cu lingura, atinge acolo cratița. Adică, ușurel. Mă, nu trebuie să fii dur atunci când ești artist, ci fin. Asta îmi place la el. Maestre, îmi dau jos pălăria, zău. Măi, fată, ești specială, mă. Ești place, jos nu? Pălăria. Jos pălăria pentru femei și dați femei ce este al ei. Bucătăria. E mintea și sufletul tău, e tot ce vrei, da, 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 da. Ce voce are o femeie asta, te unge la tău. Soție, prietenă, mamă, ce tace, ascultă, ia seamă, dar mai presus de orice... Mai presus de orice, o femeie e o femeie. Doamnă. Doamnă. Păi eu sunt o doamnă, bă. Chiar dacă miroase ceapă, auzi usturoi. Păi e bună și cu vocea, e bună și bucătăreasă. Nu-ți mai spune bună peste tot. Dragii mei, trăiască pisoiașul nostru. Nu te super că e sora mea, e doar o glumă, suntem la emisiune. Facem glumițe, nu, mami? Da, baby, da. Da, știu că el mi-acceptă lucrurile astea și ne cunoaștem de prea mult timp, să nu se insinueze ceva greșit. Hai, baby, una câte una. Păi stai puțin, am și o paletă din aia, n-am nu, și o dat... paletă, nu, se pune da, andovastul ăsta. Andovastul? Da. Ia, stai să una bat. Una lângă alta, da? Gata, drăguță. Hai. Ce frică, nu? Nu așa de aproape. Nu le lipi. Mai dau o guriță de whisky? Mă-mbeți. N-are nimic pe aceea, faci treabă ușor. Uite să prălești alea, să ard. Sunt sigură că va fi mâncarea foarte bună oricum. Mie îmi place cardea. Sunt cu carne, sunt carnivor, de-aia sunt lup. Și cu siguranță ei nu sunt niște oameni zgârciți. Cu siguranță o să fie carne din belșug. Dănuțul meu! Yes! Vino mâncuți gura ta un pic, să-ți arate surioara ta. Ia vino cu acea, să facem probaz. Să gust eu? Trebuie să suflu, să nu te argă la, la buzoane, da. La buzete. La buzete. Stai! Ce aromă. Sincer, pe bune, și altceva? Nu de eu puțin, mai tăie mă unde la intră pe măsea. Păi,
Cum intrai tu la omenic, dar s-a strâns, ia uite cât a făcut. Așa să pune. Nu, să mor eu, te rog eu, mai trei rău. Te rog eu din suflet, nu-i prea puțin. Că uite, avem o grămadă, mai te rog eu. Sau uite, pe un plus, dacă mă cerești, spune, domnule, mai vreau, de unde-i dai? Hai, că mai fac. Mai bine poți să fie în plus acolo, că bun, poate hai, mai cere. Du-te cu Dumnezeu. Vezi? Auzi? Dar dacă punești un pic de unt, nu-i de dea mai mult gust? Da, da. Păi ia vezi, alea fă-le cu unt. Asta e ca să vezi tu că mă pricep și eu la ceva. Hai că ai învățat tu ceva de la mine. Știam și cu unt. Nu mă așa. Lasă-mă în pace, Dana, nu mai mă zăpăci. Ai, ești cicălitor deja, pe bune, du-te. Măi, untul ăla se pune când e cu mușchi de vită. Lasă așa, că e bun. Mușchiuleț de ăla se pune untul separat. Eu vreau să-l tragi în tigaie. Nu mai trag, lasă așa. Un pic de unt, bag un pic de... Nu acceptați voi femeile când vin idei de la bărbați. Pă bune, asta trebuia pus untul aici și în untul ăla, își lua toată aia. Gata, că nu mai vă mai multă carne. Lasă-mă, du-te. Mă cer cu tine, te rog, eu nu, ai făcut mâncare pentru pisici. Așa se face. Măi, cum să-i dai la oameni atâtica cărniță? Du-te îngrași. Mă, te rog eu, uite, e atâta carne, te rog eu, pune. Vrei să mă supăr? Nu te supăra, fratele nostru. Stai așa liniștit. Eu să mă apuc acum să fac. Lasă te apuci tu, eu mă fac de făcut tortul. Mi-ar plăcea, eu fiind pasionată de deserturi și de dulciuri, mi-ar plăcea să aibă un desert deosebit. Mă apuc de tort, am pus laptele la fiert, 2 litri de lapte. Un tort de biscuiți, asta este rețeta a mamei mele cu care eu am crescut și am copilărit. Punem aici cu nucă, biscuiți, i-am tăiat, biscuiți din aceia populari. Crema, cum se face crema? O să vă explic, am pus vreo 2 litri de lapte. Punem budincă de cacao. Nu prea mă încântă pe mine budinca asta de la plic, dar ce să zic? Tac de-n gură, e Minodora, e prietena mea, face și ce poate. Îl fac și eu lui Marco, băiatului meu, și să știi că e foarte încântat de el. Dacă n-ați mai făcut până acum acest desert, luați notițe de la Minodora. Pun pariu că o să iasă măcar crema. Nu-i așa, maestre? Crema arată destul de bine legată așa. Mi-e frică că atunci când se răcește, s-ar putea să fie prea groasă. Da, tac din gură. Gata. Aoleu, dar știi ce? Mă doare spatele, nu știu ce am. Aaa, nu mă mai suge, că mă doare prea rău. Te ajut și eu la ceva aici? Îmi este și mie în tortul ăsta, după ce... Cum să măcar nu? Atât, că îți trebuie forță aici și nu mai am forță, pe bun. Ce trebuie, să pisez sau ce nu. Trebuie? Nu, uite, să faci așa, Gata. Amesteci așa, efectiv, da? Dar ușor, Maico. Cum? Micuțul meu, ușor. Tot, dă-i, bagă și la fund, așa, lingura. Bag până jos. Până jos, văd. Dă-i. Întorci frumos, după aia e pe partea elaltă. Aha. Mai au și o locul de șerif, nu știi cum e treaba? Păi numai auzi, tu? Dar de la crema asta nu trebuia să moaie biscuitele un pic? Mai amestecă tu, că se moaie în 5-10 minute. Și acest salam de biscuit sau tort de biscuit sau cum s-o chema el, se poate pregăti mult mai simplu din ciocolată topită cu puțină smântână dulce și amestecați biscuiții și alte alea înăuntru. Ce putem să mai băgăm? Putem să punem fructe confiate tăiate cubulețe. Putem să punem nuci sau alune, ori le combinăm, care au fost tăiate mărunt, dar înainte, adică în prealabil să fi fost ușor încălzite în cuptor, ca să nu se lumenească, dar să fie calde și, bineînțeles, oarecare aromă, un picuț de brandy sau ceva asemănător. Uite mai așa. Să mă dau, mă, n-avem loc amândoi. Nu prea. De ce nu mă lași pe mine acolo? Acolo coafez eu bine. Dane, lasă-mă să fac eu finalul. Lasă că îți dau și ție de lucru, dar stai puțin. Nu mai fac nimic, gata, că mi-ai luat cheful, lasă, fă tu. Ce mai vrei să fac? Lasă că fac eu platourile. Fino cu afine, ia vezi, aici te-ai priceput? Pune și încă că îi place de asta, slană lui Lupu. Ai înțeles? Aici. Eu trebuie să supervizez, mă, frate, asta e meseria mea, normal. Să văd dacă e bine sau nu e bine. E? Voi sunteți doar executanții. Zici că e colivă tortul. Pardon, arată foarte, foarte bine. Vă las aici mai de asta și mă duc să mă schimb și eu, aranjez un pic cu formația să pregătim programul artistic. Da, acolo mă pricep eu. Cel mai bine. Tu bag aici treaba bună aici cu bucătăria și revenim. Da. Mă duc să mă și schimb. Sunt convinsă că va fi foarte bine la ei, pentru că atât din cât o cunosc pe Minodora, știu că este o gurmandă și că iubește mâncarea, o apreciază, iar Dan Bursuc la fel.
Și cu siguranță vor fi niște gazde foarte primitoare, deci sunt pregătită să mă simt foarte bine la ei. Doamne, Minodora, la haideți, voi oameni buni, măi! Fă primirea frumoasă pentru familia Rednic! Păi la trăcâinica, pe lupă! Haideți, frică! Poftiți, poftiți! Auzi, eu mă frică să intru dacă buși cu un câini! Dă română, bine v-am... Bine ați venit, bine ați venit! Dar ce buchet, man! Excepțional! Asta exprimă bunătate. Sufletul lor, sufletul lor. Ceau, ceau. Știi ce? Bine, era frică să nu mă muște un câine și să-l zboară. No. Hei, băieții lui tata, lume bună a venit la mea aici. Acasă. Uite ce scrie aici, 1999 te-am adus ceva, una țărănească și una domnească. Să-ți dea Dumnezeu să nu dăm voie să te țuc, auzi? Să-ți dea Dumnezeu numai bine. Și cum să duce sănătate? O să decât sărac și fără bani, mai e bogat și sănătos. Să-ți vă dă Dumnezeu sănătate. Ți-a adus o horincă și un whisky. Horinca e foarte veche și un whisky ceva sau ceva cu o sură gen. De vreo 12 ani, am văzut-o pe cutie. Dar oricum, eu nu le consum. Le țin ca amintire, emblema familiei care țin. Când le consum, să mă chem și pe mine. La mulți ani. Să vă dea ceau, la mulți ani. Și mă bucur că ați venit la mine și la Mino. Și noi ne bucurăm. Și vreau să vă simțiți în seara asta. Ne simțim deja foarte super. Bine. De la intrare ne simțim foarte bine. Mulțumim frumos. Hai să vedem cum e. Deci asta e brânza aia care am ales eu, da. Știi cum e minunată? De la nevasta aia de cioban. Foarte bună. Era o fată, nevastă de cioban. Era faină? Eu nu vreau să aud de sus ea. De-aia am spus că o să cumpăr zi de zi brânză de la ea. Foarte bună. La lume, ca de un brânză? Eu iau mănânc aia la toate, care îmi place mai sărată, mai tare. Care? Știi? Măi, dar ești atât de conservatoare, cu ochelare. Da. Ești așa gen, cum era doamna Angela Simiglia, știți? Așa, o femeie și ți-e place așa, nu? Distinsă. Distinsă. Ești așa deosebită, mă, frumoasă. Mulțumesc, da, gostea mea. După atâtea ore de muncă cât ai muncit tu. Le-a plăcut brânza mea, la aperitiv, men. Deci, cu brânza ta moale nu prea ai avut succes grozav, s-a mâncat brânza mea, ca să știi. Aia mai tare. Aia mai vechiuță, da. Pentru că sunt oamenii din zona mea și eu știu cum e treaba cu ei. Da, e dreptate de aia. Mai e brânză de roșii special, dacă vrei să mănânci curtul. Mănânci pe partea de sud, noi am mâncat pe partea noastră. Drăguța mea, eu am zis să-ți faci treaba. Banat Ardeal. Eu am zis să-ți faci treaba, că tu știi și cunoști. Da. Sunteți extraordinari. Mulțumim mult. N-am mâncat de-aseară. Nu vreți să vă cânte ceva? Vreți să vă aduc ceva, da. Să vă cânte ceva? Da. Când și mâncarea e bună, și programul artistic, și seara, oamenii te îndeamnă la petrecere. Hai da, puiul meu, hai. E un text, e o melodie creată de mine, compoziția mea proprie, pe care i-am dat-o unui tânăr care face parte din școala mea, școala lui Dan Bursuc, pe muzica asta de petrecere, a avut un mesaj. Sfaturile de la tine, tată, m-au făcut așa de sus. N-am să le uit niciodată, tată, cât voi trăi pe pământ. Mai aștept, tată, și acum un sfat bun, tată, m-ai făcut o mare, tu cu sfaturile tale. M-ai așteptat, tată, și acum, de la tine un sfat bun, tată, m-ai făcut o mare, tu cu sfaturile tale. L-am simțit așa entuziasmat, așa a trăit textul, a trăit și melodia frumoasă, l-am simțit că îi place. Când încep să cânți, să te simți bine alături de acei oameni extraordinari, prieteni. Ce să spui? Mai ai nevoie de mâncare? Grozavă, e bună. Nu pui mâna. Da, sincer. Mai spun încă ceva. Ce te bucuri când îți spune eu mănânc. Una. Supe crem din asta. Vai, eu le ador. E dulce, e faină. Vezi ce da, vezi? Dulce. Și la voi să mănâncă dulce. Colegia poate să spună. Nu mănânc așa ceva, da. Mie îmi plac. Mie îmi plac foarte mult. Eu nu mănânc supe creme niciodată. Dar asta a fost extraordinară. Am mâncat. Băi, ce este de mâna ta, mă, dragă? Îți place, zice? E bună? Să știi că mă impresionează. Și cum a dus Ardeleanu? Așa bună de vin să duci copiii în porți și să le iei scara. Doamne, bună de tot, mă. Cu mână? Lupule, băgă mână. Cu mână. Mâna grebă. Eu mi-am luat crutoanele lângă mine, nu am sigurat. Pe cuvântul meu. Ce sănătoasă. Da, e grozavă. Băi, pe bune, băi, felicitări. Îți place? Toate legumele. Și bună toate de supă. A fost bună, nu?
Eram convinsă că îi dau pe spate cu supa asta. Eu am știut că Minodora gătește foarte bine, pentru că am mai văzut-o gătind și chiar mi-o... Deci are un gust foarte bun, dă gust bun la mâncare. Ei, gustul ăsta bun l-am găsit eu în mâncarea pe care a făcut-o Minodora astăzi. Deci am mâncat o mâncare cu care sunt și obișnuită de acasă, de la Sighe, de la mine. Cred că le-a plăcut gustul. Supa lui Minodora e ok. Mai mărim o măsură. E bun. Nu mai ai și tu ceva de masă, nici o surpriză, nici o... Are tata tot ce vrei! Mălina! Mălina! Nu te ocupi de nimic, nu te ocupi de nimic, nu te ocupi de nimic. Frumoasa Mălina! Cam așa! Bună, tată, îmi poate te cere popor, te cere țara românească, invitații mei. Hai să vedem! O listă atât de frumoasă, cu o voce atât de caldă, care face parte tot... Una din florile din grădina mea a sosit-o. E floarea din grădina mea. Ea se numește Mălina. Oi, ce frumos! Foarte frumos! Lupule! Floare de mălină. Poate să te pui lui place de nevastă, altuia să nu-i chignească nici de-a lui. Lupule, văd că te-ai ridicat în picioare. Stai jos, Lupule, stai jos, că te-am pia cu mea pe aici. Poți să stau jos sau pe scaun? Nu, vino mai aproape. Te rog eu. Ce fată foarte frumoasă. Ia, nu s-a vrut la tine, tu! Dar pupat-o, mă. Tu ai văzut? Și pornirea s-a schimbat la față. Acum aia era de refug. Acum arată țigancușa asta frumoasă și cântă atât de frumos. Omule, tu să mă asculți, ia viața cu pași măruți și ajunge în față la mulți. Dacă vrei să fii pe val, merge în față, nu în spate, poate fi rog că se bate. Pe pici că trage ca nu omule, Lupule! Nu vrei să merge. De bice că trage calul lupule. Adică, întotdeauna lupul nostru a fructificat orice lucru, știi? Este un om deștept, te rog să mă crezi. Un om care cu răbdarea lui a ajuns unde a ajuns. Răbdarea trăjmare. Și cinste și onoare acestui om, îl iubesc, îl respect, e un om cu un caracter deosebit. Bă, dar câte bancuri știe, bă, câte glume, frate, ne-a zăpăcit. E, bine, el a vrut să creeze o seară frumoasă, plăcută. Bine că le știu eu, de ce nu știu, că aș fi spus și eu. Dar eu le știu pe alealte. Prezint câte o oiță frumoasă, prezint câte o solistă din asta, pac, rupe România, se îndrăgostește lupul, dar nu lasă pe Cornelia. Că nu moară Cornelia. Uite, pui cum are Moroșanca, mă, vai de capul tău. Stai, mă, puțin, că era o glumă, măi, Mălina e cu minte, nu se bagă cu lupul. Așa. Lupul nu o mănâncă pe Mălina. Mamă! Ce-i făcut, măi? Ofti, maestre. Haide, măi! Oh. Un deliciu. Ce bine arată. Ce bine miroase. Miroase a banat în farfurie. Bun asta. Bun? Haide, mine. Să nu se fi răcit, da. Ce-ai făcut, Mina, doar cu ciupercuțe? Tot așa, mai legume. Hai de mine. Și carnea ce? Mușchiuleț de porc. Mie nu-mi place gras, carne grasă. Bun. Eu nu mănânc grasă, carne. Și cum se zice la noi? Mănânce-vă norocul, pătăt locul. Minodora, ți-e foame? Nu. Nu-i foame, dar e flămândă. Dar noi cântăm și tu nimic pentru invitații noștri în seara asta. Pă bune! Ce gază ești? Dacă ai tu surprizele programul artistic, ce lasă să mai... Lasă că avem noi timp până vine desertul, dar... Prin programul artistic, prin bună dispoziție, da. Cum ne-am simțit, ce îți trebuie? Azi că nici nu mai mănânci. Mociriță cu trifoi, mociriță cu trifoi, mai ca doi mor pe țătla, mai ca doi. Spune-mi pun, iule de cu. Ooh.
dacă nici la muzicanți în casă n-auzi muzică de calitate, atunci unde s-o mai cauți? Hei, tu mândrulea oameni, mă. Hei, tu mândrulea oameni, du-te după. La casa de omenie, veselia să tot ție. Te că întâlnești oameni care te potrivești, vorbești o vorbă, știu să răspundă înapoi, o glumă, un banc, e o chestie frumoasă, un cântec, ce să mai spui? O seară extraordinar de frumoasă. Dar nu cred că îmi face nevastă o surpriză să-mi facă mie ceva ce-mi place. Că haide, mă, cu gura ta, haide, fă și tu ceva, te rog. Acum... ne certăm aici la masă. Tu știi că nu-mi place ceartă decât mai bătaie. Am vrut să-mi cânt ceva așa mai... Eu sunt mai romantic. Te rog. Da, de mai de ce nu vrei să-mi bătrânești? De ce nu vrei să-mi bătrânești? Tu ești la mână! Hai cu mine! Care zis? Inima, de ce nu vrei să-mi bătrânesc? Spune și loful lui. Nu înțelegi. Auzi, ar trebui să-l cânt pe asta zi de zi. Inima, de ce nu vrei să-mi bătrânești? Nu ți-e de ajuns cât ai iubit și cât ai suferit. Inima, cu aceleași vechi povești cu care veșnic te-ai mințit, de ce nu-mi bătrânești? Nu înțelegi că fără tine dragostea își bate joc de viața ta și tu mai crezi. Care jurământ e o vorbă goală pe pământ, de ce mereu să-ți cânt? Foarte frumos! Băi, nu oh, dar el ce drăguț, iară lacrimi în ochi! Dă-mi voie să sărbici o mână. Foarte frumos! Să-ți dea Dumnezeu sănătate! O voce extraordinară. Fain, Cornelia fain. Jos Pălăria. Cornelia Jos Pălăria. Prezența ei e frumoasă. Vă ea are, ca om e pozitivă. Lupule, nu te supăra pe mine că spun lucrul ăsta, dar soția ta are un zâmbet atât de plăcut. Atrăgător. Așa, nu știu, parcă l-are, păi vină în coa. Lupul e de aceeași părere cu mine. Lupule, lăsăm pe ăsta să ne citească un pic pe Dănuț Ardeleanu. Ia să vedem ce vezi. Dar ce e problema la chestia asta? Cornelia? Noi suntem cu ochii vigilență, știi? Eu înțeleg lucrul ăsta, dar tu acum... lasă-ne puțin să ne ghicească ăsta gândurile. Și pe voi, mă, să vă simteți bine. Femeile întotdeauna și ce spune, lasă-i, mă, să simtă bine, că tot acasă trag de-i doamne. Bă, unde-ți mere? Cine vă mai vrea la vârsta asta? Vreau prin vorbele tale și prin vocea ta, citește-ne gândurile, te rog eu, cu melodia care îmi place. Prima dată, băie. Am iubit ce a fost frumos. Așa, nu cred. Bravo. Dar ce să facem? La toți ne-e greu. Nu la fel și la același timp. N-am ținut cont care am muncit, toți banii mi-am cheltuit. Toți banii mi-am cheltuit, of, of. Știu să-mi penetrei viața, știu să-mi penetrei viața. Viață, viață, orice ești viață. Nu vreau să mă îmbătrânești viață. De aveți să-mi veștejit? Nu, pentru vârsta ta ești bine.
Că dacă nu tu vorbi bine, atunci cine? Zi. Dacă nu tu, atunci cine? Ce echipă frumoasă ne-au creat oamenii ăștia. Cea mai frumoasă, da. Dar zi-mă refrenul, mă. Super Cireașa! Cum? Dar nu ți ne-a răcorit, nu ți-a plăcut? Suntem rebus amândoi. Păi nu știi că mai, n-ai mai cerut odată piesa cu Dănuț? Refrenul. Seara asta n-a lipsit absolut nimic. A fost totul perfect. Noi de acasă am plecat convinși că ne vom simți foarte bine. Tot așa de acasă am plecat convinși că mâncarea va fi foarte gustoasă și a fost totul exact așa cum ne așteptam. Hai! Hai cu tortul! Poți să pur și iau în capșune? Te rog! Nu prea plac dulciurile, că-s dulce eu. Aoleu, câtă bunătate! Nu m-ai pus să frec degeaba. E bun, pe bune? Așa bunătate? Îți place? Sincer, pe bune. Am și căpciuna unde trebuie pusă. Ia uite, ai pus-o bine. Tu o să savurezi. Hai de mine ce și cum e. Măi, băiatule, mă, țigan, că ăsta-i deșteaptă rău. Ce face mânata asta frumoasă? Mă, și gingace și finuță. Ia uite ce mână mică. Măi, dar frumoasă mâna ai, mă, draga mea. Mulțumesc. Auzi, la mâna asta atât de frumoasă, îți dai seama ce corp trebuie să ai? Păi o să am. Ai uitat! Dragii noștri, din partea noastră, aveți nota 10! Cu felicitări! Perechea Minodora Dan Bursuc a executat ca la carte exercițiile de gătit și primește notă maximă. Nu degeaba aș zicea ea Minodora la maxim. Mulțumim la gazda noastră că ne-a omenit frumos. Cu mâncare și cu vin, băutură, adică prăjitură și vin, ne-am făcut boia de plin. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Să ne bucurăm de prezența voastră. Ne bucurăm, ne bucurăm că am putut să ne întâlnim și să petrecem împreună. No, veni amu rândul echipei din Maramu. Îs gata de treabă Cornelia și omul ei, Lupurednic. No, faină echipă și de ispravă. El dă cu scripca, ea cu glasul. Și li iese. Să vedem de mâncare ce o să le iasă. Eu nu pot să spun că câștigăm sau pierdem. Nu știu. Da. Lăsăm așa să vedem cu ce ne impresionează acești oameni. Mă, cred că o să se pregătească și ei oricum. Păi clar. Dai seama că și nici ei nu se încurcă cu Minodora bucătărea asta, nu am barocoan. O să facem oale una în alta, un aperitiv, să zicem răbdări. Prăjite unse cu foame. Mie nu-mi place meniul tău. Eu aș propune așa. Ca să fiu omul serios din casa noastră, aș propune un aperitiv rece. Eu vreau carne, în primul rând, ceva. Carne? Eu vreau ce vrei. Ce te-ai uitat pe mine? Se vede că vrei carne. O să folosim pastramă de vânat. O să folosim un salam de vânat foarte, foarte bun. Ceapă verde, slănină de-a noastră. Ei chiar o să ne pregătească mâncăruri din astea de tradiționale din zona lor. Abia aștept. De acolo. Pe urmă facem o supă, supă de găină. O zamă de găină. O zamă de găină, cum vrei tu, capul la noi. Ideea este că zama asta e dulce. E o supă de găină cu tăieței, găină de casă. Găina pe care mi-o trimis-o maică-mea. Tăieței făcuți de tot de soacră. Tăieței făcuți tot de mami, da. Apoi, vreau să facem o pulpă de miel la cuptor, pentru că mie îmi place foarte mult și sper să le placă și invitațiilor noștri. Mielul am primit de la prietenii noștri. De la Tulcea, de la Mihai Arnautu. Mihai Arnautu. La miel aș zice să facem două garnituri. Spanacul e foarte bun, am să-l fac în unt cu puțin usturoi. Un spanac simplu, dar foarte gustos, îi păstrăm gustul intens și pe urmă aș face niște cartofiori aurii în maniera noastră
proprie, adică am să-i fier puțin înainte, după care am să-i arunc într-o baie de ulei, iar la final am să-i îmbrac așa niște condimente foarte bune și cu usturoi verde. Iar la final, tort de ciocolată, se numește trufă de ciocolată. E o rețetă interesantă, o rețetă pe care eu o fac în ultima vreme și sper să vă placă și vouă. Și acum ne trebuie spor la treabă. Spor la treabă. Bun. Deci mergem la cumpărături, ne întoarcem rapid și muncim, da? Hai. Pac. Eu vă zic drept că am cam uitat de la început până la sfârșit toate cele pe care le va găti Cornelia. Ce am remarcat în afara platoului este zama aia de găină, de care zice că e dulce. Ba, să nu înțeleagă cineva că bagă zahăr în ea, nu. Adică nu bagă borș. Să vedem acum, să nu uităm, să fim foarte atenți la cumpărături. Unde mergem prima dată? O să iau budincă. Mă fac că n-am auzit. Ce ai zis că iei? Nu mai zice nimic. Budinca nu mă interesează. Budincă de ciocolată neagră. Mi ajunge una. Bun. Păină am, zahăr am, cacao am. Mă gândeam să iau niște fulgi de migdale, să îmbrac tortul. Dacă n-am fulgi de migdale, ne adaptăm și am să-l îmbrac cu cranț. Lupu este de acord cu orice spune Cornelia. El este un soț cu minte. Adică genul de soț care nu e căsătorit de curând, ci de mult timp și a învățat care e rolul lui. Potrivit. Tu ești șeful. Așa-mi place lucrurile de tine. Vin înapoi că am văzut că aici este și unt și am nevoie de două pachete la cremă și pur mai am nevoie de unt la spanac. Măi, e hotărâtă Cornelia să bagă mâncare? Cu 80% grăsime, chiar 82%, uite asta mie îmi place. Una, două, trei pachete, da? Are 200 de grame un pachet, 3 pachete sunt 600 de grame. Știi câtă grăsime acolo? Știi câte calorii? Știi câte celule se așează pe părțile laterale ale doamnelor? De-aia se numește celulită, că sunt mai multe celule mici care se pun acolo frumos. Ceapă verde, dar vreau să alegi tu ceapă verde, că eu nu prea mă pricep la asta, ceapă verde. Ia vreo 4 legături, nu mai multe, și ia care subțirele să fie fragede. Am morcov acasă, dar nu pot să nu-l iau pe ăsta, ce fain e. Ia uite, morcov proaspăt. Ia așa un din ăsta. Da? Pot să spun că m-aș fi bucurat să-i văd în piață. Știi de ce nu s-a dus în piață? Că trebuie să cânte, de-aia. Și eu vreau să-i ascult. Scuze-mă, ăștia sunt cartofi noi? Sau sunt cartofi noi, da? Mersi. Ce? Am găsit cartofi noi! Ia, 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 ia. Hai să alegem din aia mititei. Mamă, ce frumos, da, te rog. Wow, ce-mi plac. Deci chiar mă bucur că am găsit cartofi noi. Nici ție nu-ți plac legumele prea mult. Eu sunt numai cu legumele. Dintre toate legumele, care ne-ați place cel mai mult? Prieteni! Cireșe confiate roșii, mamă ce frumoase. E frumos? Astea-s. Stai că trebuie să fie perfecte, că dacă nu Horea e cu ochii pe noi și dacă e cireașa spartă, aoleo, cine luăm noi? Uite, Horea, sunt perfecte. Iar pe tortul meu de trufă de ciocolată, vor sta perfect. Astea sunt perfecte, vezi ce faci cu trufa de ciocolată, aia trebuie să fie perfectă. Deci nu trebuie să taci din gură, că dacă mi se strică ceva, tu ești de vină. Zice-ți să tacă. Dracu, te-a pus să vorbești, taci din gură acolo, vezi ce treaba ta. Iar interesant este brânza de asta stricată. Cu ce e înăuntru? Cu... Să văd așa pe bucată. Nu putem să gustăm un pic, nu se poate. Se poate. Băi, n-am văzut așa ceva, deci... Lupu-i foame. Gustă brânză. O bucățică să vedem cum apare. Dați-ne vreo 100 de grame pentru gust. E bună. Și ceva mai brânzică tot așa, dar mai tărișoară un pic. Adică nu atât de cremoasă. Păi brânza asta cu mucegai nu este tare. Ea în general este cremoasă. Culturile acelea o moaie, o frăgezesc, pentru că sunt vietăți care mănâncă de acolo, din lapte. Și aia e gustoasă. Păiețu-ne una întreagă, nu. Nu, domnule. Jumate. Nu mai mult. Păi jumate, jumate mai din mult. Atât, da. Șasa mole și ce bună e. O jumate și din ala. E prea multă brânză, măi. Lasă fie bogăție. Are gust bun. Nu mă mai ascultă. Eu nu știu, eu fi scăpat în lesă, Lupu. Mă gândeam că merge brânză cu mucegai pentru că am pastramă de vânat la
la aperitiv și se completează bine. Nu știu, parcă îl văd așa că la bucătărie cred că ascultă și el de ea, nu? Da, el ascultă de ea mereu. Noi, în general, în bucătărie suntem destul de organizați. De regulă, eu gătesc și îmi place să fac treaba asta, acum lupul e plin de bancuri și plin de glume. Dar îmi place să gătesc, sunt un fel de șef în bucătărie și atunci, fiind și destul de organizată, știu să mi le fac toate foarte repede și destul de organizat, zic eu, adică ca să-mi termin tot un timp util. Eu zic să ne apucăm de treabă, că timpul trece, trece, trece. E pe mâine a spălat. Da. Unde ai pus antistresul ăla, mă? Aici ai lucrurile. Antistresul. Păi, Horier, te rog frumos, nu mă mai stresa. Dar lasă-mă. De ce știi tu că Horier e stresat? Eu stresat. De ce? El mă stresează. Așa, și acum iei un antistres. Uite aici. La mulți ani. Cam puțin la mulți ani, așa. Eu zic să-l umpli mai bărbătește, că doar nu suntem copii, zău, așa. Uite ce beau și eu. Ceai. Și cu o bucățică de carne. Porcării, da? Nu de alta lupă, dar dacă îmi nitiembesc și nu-mi iese mâncarea, e mare bai. Mulțumesc. Porcării, dați bune. Bun, eu aș zice să începem cu desertul, pentru că la prăjitură am cea mai multă treabă, cel mai mult de făcut. Pentru că trebuie să băgăm la cuptor, o să-i fac două creme, ambele au nevoie de încălzit, răcit, de stat la frigider și atunci am zis că încep cu una dintre creme și asta presupune să facem o budincă. Între noi fie vorba, pe mine nu mă interesează cum pregătește o cremă din budincă. Eu aș fi vrut să văd o cremă pregătită din ciocolată sau măcar din cacao, da? Nu nimica. Cornelia e drăguță, știe să facă altele. Punem zahărul și pe urmă amestecăm praful de budincă. Am luat un praf de budincă de ciocolată care se face din 500 de grame de lapte. Îl pun aici și la amestec, așa, și pun și făină. O să pun și făină. Da, așa, că te ajut și eu dacă vrei. Nu, e ok deocamdată. Nu trebuie să le simt aici. Nu, lasă, mersi. Stai așa, că eu trebuie să mi le simt. Asta îmi place mie. Așa. Uite și ăla. Pă, ciobănar la oi aș fi, să lucruri n-ar trebui. Ca și urda și zmântâna, dar să nu lucruri cu mâna. Alt lucre până cheie, dar mie pace să-mi dai. Așa. No? V-a dat și el o mână de ajutor, așa cum sunt și eu față de tine. Eu n-am cum vreodată să fiu mai bun ca Minotora în bucătărie. Cred că nici lupul nu poate să fie mai bun ca Cornelia. Poți să-mi separ tu ouăle? Adică cum? Adică... Unele cu coar și unul afară? Lupule, ai grijă să nu scurgă gălbenuș în albușcă. Știi tu ce pățești. Iară plângi. Cum te descurci, lupul? Alo? Foarte bine! Eu când lucrez nu vorbesc! Păi trebuie să te pun mai mult la muncă atunci! Bine că am aflat! Trebuie să amestecăm în continuu ca să nu avem cocoloașe și să nu se prinde de fund. Eu am un vas foarte bun, de care nu se leagă de fund, dar totuși e bine să amestecăm într-una, până când se îngroașă. Ce ai făcut, lupu? Nimic! Ia să te văd, ce ai făcut aici? Ia să verific eu. Nu mă, ales din nou, n-are nimica. Acum vreau să râd un pic de tine, că mi-ai pus și coji. Cornelia ar trebui să fie mai atentă la lupul, că din când în când, el fiind sălbatic, așa din fire, animal sălbatic, o mai ia și razna. Dar totuși, dacă stăm bine și ne gândim, ce femeie puternică este ea, dacă a reușit ea să domesticească, nu, să îmblânzească un asemenea lup fantastic. Budinca am fiert-o și acum o răsturnăm într-un vas. Da, și o punem la răcit. O să ne apucăm să facem blatul pentru prăjitura. Păi dacă așa ușor se face un desert, ce nevoie să mai ai de cofetărie? Zahăr, pudră, ouă, cacao și musai ai un specialist cu ochii pe tine, cam ca lupul Rebic. Bă, dar e cacao, e ciocolată multă. O să fie foarte neagră prăjitura asta. Blatul acesta este un blat umed. Este un blat în care nu se pune praf de copt. Se pune foarte puțină făină, ținem pe foc ca să se topească zahărul și de asta e indicat să folosim zahăr pudră, pentru că el se topește mult mai repede. Toate gospodinele ar trebui să știe că zahărul pudră este mai potrivit în prepararea dulciurilor, a prăjiturilor, a cremelor, a blaturilor, pentru că se topește imediat spre deosebire de zahărul tos care... grăunță până la urmă. Acum le răstorn dintr-o dată, te rog, da? Vreau să vă uitați atent, fiți atent. Deci trebuie foarte, foarte energic și repede amestecate,
că altfel riscăm să se facă omletă. Uuuu, nu, acum să mă vezi după mine. Deci ia uitați-vă, cam așa trebuie să fie. În momentul în care am pus și gălbenușurile și o dăm la răcit. Trebuie să recunosc că ea, Cornelia, poate să fie un exemplu pentru multe gospodine. În afara faptului că se pricepe și continuă să gătească. De câte ori a făcut-o la televizor, cel puțin în emisiunea asta noastră, a făcut-o bine. Mie îmi place cum gătește și cred că mâncarea e foarte gustoasă. Și acum o să luăm jumătate din această compoziție, jumătate de aici. O să apreciem ce înseamnă jumătate, pentru că ne bazăm pe aprecieri. Apreciem la 8. Și vreau să vă spun că multe prăjituri și multe dulciuri deja le fac la ochi, pentru că sunt atât de obișnuită cu rețetele. Opa, uite ce faină e! Uai, dragă de tine! Ce îmi place de ea! Deci vreau să vă zic că o să-mi iasă cea mai bună prăjii. Și acum vedeți, amestecăm ușor. Nu este bine să amestecăm albușul în compoziția de blat cu ajutorul telului. Telul amestecă mult prea tare albușul, iar rolul acestuia e să aereze compoziția, să o facă mai pufoasă. Amestecând cu telul, aceasta se încorporează foarte tare în acea cremă și nu mai iese blatul cum trebuie. Cum stai cu stresul, Lupule? Eu uite-le, toti curate le pregătesc. Ai văzut? Da, mă, ești ceva. A spălat vasele. Păi ce să fac un bărbat? Noi împreună lucrăm. Tot timpul. Eu spăl hainele și nevastă mi-a așteaptă până să usucă. Băi, așa mă lauzi, băi. Lună și bec aici. Nu lasă că mai vezi tu de acum deserturi. Laudă-mă așa numai. Horia, măcar tu să mă lauzi, că uite ce-mi face lupul. Mă ciufulește aici. Deci cam așa trebuie să fie consistența blatului. Îmi doresc ca acest blat să iasă cum trebuie, adică să crească, să fie pufos. Altminte, nu-i bun. Tortul familiei Rednic are deja contur. Dacă o să aibă și gust, nu vom ști însă decât după ce stă la cuptor. Deci toate se fac cu mult drag. Atunci totul iese bun. Oi, ce drag mi-e. Îmi pui, te rog, și pipota, și inimioara, toate mi le pui. Da, așa un pic, da. Și cu grăsimea aia care e bună. Nu o tai mai din tasă un pic. Nu, Lupu, așa o pui. Nu, te rog. Da. Așa? Da, da. Așa, până la semn. Până la semn, unde scrie maxim. Și apă rece, da? Da. Bine, bun, și acum aruncăm aici sâmburii de nucă. Bravo. Îi amestecăm un pic frumos. Așa. De asta, tare bune cratițele astea. Tare, tare bune. Când ai și ce face în ele. Când ai și ce pune în ele, așa-i. Bun. Și acum venim asta, o întindem cât putem noi mai, așa, să fie cât mai întins, cât mai poplat. Dar trebuie să lucrați foarte repede, că minunea asta se întărește. Cranțul, așa se face. Se caramelizează zahărul, dar nu foarte, foarte tare. Și când a devenit gălbui auriu, se amestecă în el bucățile de nucă, care a fost ușor prăjită înainte. Se amestecă, se scoate și se varsă imediat pe o foaie din asta pergamentată, exact cum face Cornelia, eventual unsă cu puțin tel ulei, ca apoi să poate fi desfăcut cranțul imediat. Se lasă să se răcească, se rupe și apoi, dacă vrem să-l mărunțim foarte, foarte tare, îl băgăm într-un blender. Eu l-am rugat pe Lupu să împăneze pulpa de miel cu slăninuță, dar o să mai tai o bucată de slăninuță, că nu o să mai tai imediat, mai le-am pregătit aici. Da. Așa, și usturoiul tot așa, îl faci jumătăți, așa, și faci găurele, îl bagi și pormă până atunci eu îmi pregătesc condimentul cu care o să dau pe miel, cu care o să-l ung frumos. Arată frumos, frumos, frumos pulpa de miel. Cu siguranță o să iasă gustoasă. Eu sunt ușor împotriva înțepatului acesteia, ci o prefer așa, coaptă în cuptor, cum e ea, fără să fie pielița deranjată și eventual unsă, dar nu e rău nici să fie ușor împănată. Așa e bun mielul la cuptor și împănat cu un pic de slăninuță, să-i dea un gust de afumat, dar așa, nu un pic, nu exagerăm. Și să știți că mie nu-mi place să pun pulpa de miel la cuptor dezosată. Îmi place așa să fie cu os. Și când o scot să văd o bucată frumoasă de carne din care să tai frumos așa pe masă. Așa îmi place să o așez. Uite-mă ce frumos! Iese extraordinar de bună. Extraordinar de bună. Ia zi, Lupu, cum iese? O
Bunătate de mâncare! Bunătate de mâncare! Ce vreau să vă spun este că mielul meu a stat la fezandat de ieri și l-am ținut, am ținut tava la rece. Am pus vin alb sec. Unii aleg să pună și puțină bere. Sincer, aș fi pus și eu, pentru că berea frăgezește carnea, dar n-am avut bere în casă. Am ales să, am pus doar oțet, am pus ulei de măsline, puțină sare, câteva frunze de, de dafin, puțin piper, piper boabe și 2-3 bobițe de coriandru, foarte puțin, pentru că nici cu coriandru nu ne putem juca, că el e foarte, foarte aromat, are aromă foarte puternică. Și l-am lăsat de aseară să se pătrundă carnea frumos, l-am acoperit și l-am ținut la rece. Acum, pasul următor este să-l dăm cu ulei de măsline. Și de ce fac asta? Pentru că în momentul în care îl vom unge și cu, îl vom da și cu condimente, să se prindă condimentul de miel. Ce, cu sare, piper și boiată, da? Bine, l-au și la kilogram pe noi. Hai, du-te, mă, taci, spun... că nu cred. Nu crezi? Ce crezi, că ne face dintre mai porțiile sau ce? După corp? După corpuri, măi, de urmă. Pă bune, ție trebuie să-ți dea mai mult de mâncare, oricum. Să zică telespectatorii, care corp e mai mare, pă bune, acum? Sau căpățânile. Oh, sau? Cred că-s la fel. Păi dacă nici familia Lupu nu știe să gătească mielul, atunci cine? Se anunță o friptură minune, să mănânci cu tavă cu tot nu alta, de evitat doar folia de aluminiu. Atenție mare când învelim o tavă, ce gătim noi, cu aluminiu. Ca nu cumva aluminiu să se atingă de carne sau de produs și să se lipească și să se facă transferul ăla, putem să punem intermediar o foaie de hârtie pergamentată. Bun. Deci ăsta e blatul nostru. Frumoșelule! Vedeți cum s-a lăsat? Blatul nu arată rău, chiar îmi place. Uite-l ce frumos e și la fond. Vezi, e un blat umed, uite cât e frumos. Hai să-l așez eu acum aici. Să-l așez pe mijloc, da? Bun. Să-l îndrept un pic așa, că nu prea-mi place să fie el așa cu multe din astea. Că nu mi se așează frumos sau pe crema, știi? Nu arată frumos când îl tai. Domne, te mănânc pe tot acum. Cred că este și drag să le facă, dar și să le mănânce. Acum eu aș vrea să n-aveți pretenții de la mine, că eu nu sunt un maestru cofetar. Dar sunt doar o pasionată de deserturi și mi-e tare drag să le fac. Mi-e zis și să le mănânc, de asta nu mai ziceți la nimeni, da? Ținem secret, nu vreau să mă laud, dar tare sunt încântată de tortul meu. Acum o să îmbrăcăm marginea, tot cu cremă, frumos. Ce pot eu să vă spun este că tortul meu va fi, poate nu atât de aspectos, dar sigur va fi gustos. N-arată rău tortul. Pentru un torn făcut de o gospodină acasă, este nemaipomenit. Blatul e gustos, crema e ok, o să fie cranțul ăla, o să fie poate puțin cam dulce, dar merge. Nu trebuie să mănânci mult până la urmă. Cu siguranță nu o să fie un tort perfect, așa cum sunt cele de la cofetărie, dar sunt convinsă că o să fie gustos. De așa că sunt ocupată un pic. Hai! Am un stres maxim. De ce? Nu știu să urnez așa ca un cofetar, ca lumea. Aș vrea să fie fain de foarte tot. Vă da fain life pe... Mama, pe el să-l zice, mama, cât e el de frumos. Ce cadouri frumoase ai luat. Îți place, nu? Da. Dar știi la ce m-am gândit? Știi că i-am întrebat dacă ei au copii. Și nu au copii și m-am gândit că ursulețul ăsta așa să fie ca un... Da, așa ceva. Și buchetul de flori l-ai asortat cu costumația ta din seara asta de catifea? Da, așa am vrut așa. Vai de capul meu, ce șmecherisme. Nu, să mergem într-o temă, într-un ton. Tu ești mai frumos ca mine azi. Nu, tu ești mai frumoasă, tu ești frumoasă. Eleganță e eleganță, dar frumusețe, tu vezi ce chif. Foarte elegant ești. Și cu buchetul de flori? Da. Mm-hmm, îmi place rău. Îți place că am ales bine, nu? Foarte bine. Vezi, păi, că, vezi că aici mă pricep și eu? Bine, păi, da. Aici mă pricep. La cadouri mă pricep. Știu să fac cadouri. Știu. E pun căpăcelul și îl dăm la frigider. Hai să te pup. Te rog frumos. Stai așa să-i pun cap acum. Ii, vai să nu te stric, să nu te stric, să nu te stric, să nu te stric. Uite! Tam-tam! Mamă, ce încântată sunt! Ia să-mi-l văd eu aici, ce frumos e el. Pentru că
Că ce? Mâncarea e gata, tortul e gata. Masa e pregătită. Mi-e foame, să știi. Eu sper să nu întârzi oamenii ăștia. Mi-e și foame și eu și flământ. Gata, vă pupăm și ne vedem la masă cu oaspeții. Horinca își va spune cuvântul la oamenii ăștia, găsim adevărată Horinca. Eu mă gândesc. Știi, ăștia cântă tot timpul pe acolo, pe zonele lor acolo și au toate... La 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 la. Mi-au adus niște cadouri foarte frumoase. Pe mine, sincer, m-au impresionat. În special ursulețul alb pe care ni l-au adus Dan și Minodora. Mi-au adus că e bursuc. E bursuc? Undeva în casa lor trebuie să existe un ursuleț în care se va numi Bursi de Catifea. E urs! Cum să fie, mă, bursuc, mă? Mă, toată ziua, mă! Dumnezeu să vă ajute! La mulți ani și bine ați venit la noi! Și ne bucurăm de invitație! Și voi ați fost niște gazde extraordinari! Mulțumesc! Ne-ați primit cu căldură! Noi cum trebuie să vă primim? Altfel? Cu cărbune! Noi dăm cărbunele, voi dați carnea! Hai că ne scoatem! De nu am zis cărbune cu lemne, tot cu foc, cu căldură! Tot cu foc și cu căldură, da! Horinca lor a fost mai bună pentru mine ca orice. Da, eu n-am gustat. N-am gustat, dacă ți-a plăcut ție și ai băut cu atâta poftă, sunt convinsă că a fost de calitate. Așa, asta e ceapă. O să pentru o ceapă, mult să sapă, dar un caș să face îndată. Lupule, iar ne-ai luat cu poezii. Ia, lasă-ne-mi place. Uite aici, mă. Să știți că aici e doar... Asta e vânat. Îți găinile noastre din Marabure, așa și fac. Și o slănină de-a noastră și aici brânză. Aici ne-a dat un prieten, ăsta e pastramă de cerb. Ăsta e salam de mistreț. De bursuc, nu. Asta e de porgheț. Nu, așa trebuie să vină slănina. Nu când întinzi de slănină. Când bați degetul, trebuie să meargă până la șoric. Și să mănânc asta cu tot cu șoric. Băi, dar șoricul e moale, mă. Dar parcă... Nu mă îndur de asta. Lupule, îți dau voi și ție să mănânci. N-ai interdicție, tata. Facem cum spui, doamna Cornelia, nu mă certa. Am luat și de asta de cerb să vedem dacă e un lup. Mi-mi place cerbul. Îmi place și, îmi plac și ciucele. Îți plac și căprioare, las că știm și noi, căprioare, da. Arco. Te lăsăm în pace acum, te iertăm. Domnișoară, ce nu, nu zice bancuri din astea, mă, la moasă. Ce picioare lungi și, și frumoase ai. Deci ce picioare ai ca la căprioare, dar e așa lungi și frumoase. Nu, așa lungi și păroase. N-ai mai lup, mă. Eu sunt bine dispus, dragul meu, sora mea. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ne-am continuat șprițul. Nici prea mă simt. Am ținut-o până la... Până la cât dimineață? Dimineață, nu? Cât? Până la 8. Nu sunteți normal. Până la 8 s-a retras ea la 8. Eu am ținut-o până la 2. Până la ora 14? Până la 14. Wow. Ori o facem, ori o mai facem. Vai, ce nebun. Dar ea se simte nu știu cum. Poate e răcit. Cum ești? Am fost și febră. Am fost și febră, da. Nu mă simt bine absolut deloc. Sunt... Abia stau pe picioare, sinceră să fiu. Ia din rețeta lui Lupu că te pune pe picioare. Nu pot, mersi, nu pot. Ăsta e medicamentul lui cel mai bun. Nu pot, am și febră, cred. Da, Lupule, cu siguranță. Dimineața bași cât una mică, nu? O, mai mare. Cum e asta, ca aghiazma, nu? Da. Ha? Ține mărgeaua până spui rugăciunea, tatăl nostru. Sora mea, fă ce spun eu, că ce spun eu nu e rău. Îți place. Ah. Nu mă dur să mănânc pe foc cu ei. Eu m-am simțit bine, prietenii mei, oameni primitori, oameni cu suflet. Niște oameni minunați. Gospodăria îi respect foarte mult pe acești oameni. Lucruri de calitate pe masă, lucruri de foarte bună calitate. Ia uite aici. Uite ce necaze aici, uite-te aici. Ce bine arată. Hai de așa merge. Bagă găina, scoate găina, că vreau
Eu am scot deja. Să servesc. Să știți că am pus un tigel de zi de carne de găină. Te rog frumos să-ți iei Minodora. Și la noi... N-am mărunțit-o noi, la noi, da, să mănânc ca și bucată mai mare. Adică să simți că mănânci găină. Uite ce farfurii faine. Mulțumesc. Sper să vă placă. Eu zic că Zama e și foarte bună. Sper că le-a plăcut. La mine în casă așa se gătește. Bună, grasă, ciorbă de aia la meserie cu tăițel de casă. Pentru mine, un pic, pentru gustul meu, un pic prea grasă. Eu nu mănânc atât de grasă. Ei, eu, dar foarte gustoasă. Tot ce face și Cornelia, mie îmi place. Cornelia, mare bunătate. Mă bucur că-ți place. Poți și el bună la ea, face la? Da, cum crezi? Păi de ce micuruța mi-e zarzavaturi și m-aș da să le pun? El le pus în oală, frumos? Ai de mine. Ai bă și la mașină asta, nu? Nu bagă, mă. Vasele, cui aparțin? Să știi că eu am spălat foarte multe. Ai mașină, vase. Nu. Te iau mașină pe ăla. Nu, mașină de asta. Nu, vrei să te iau mașină, că dea prea multe pe cărca ta. Nu luam mașină, că eram, luam cu bicicleta și ce greu era. Era frig, mergeam dimineața, era frig, îmi îngheța urechile. Aveți mașină de aia de spălat? Păi, ce preferi la mașină de spălat? Eu am crezut că mi-a luat mașină. Sunteți de mult împreună? De cât suntem împreună? E 25 de ani. Și când ai luat mașina? De 26 de ani. Păi, crezi că-l prinzi, da? Păi, eu i-am dat apă la moară. Acum nu vezi că ăsta e cu ochii 4. Eu lucrez împreună cu Cornelia întotdeauna. Eu spăl hainile și Cornelia așteaptă până să o sucă. Băi, ce-mi place la tine că ești corect, mă. Mm. Bravo, ție, știu ce să zic. Păi, da. Spală vase, calcă, da, spală. Vezi? Bagă sarzavatul, bagă și la cetele. Bă, câte faci tu, mă, omule? Câte poți tu să faci? Prea multe poți să faci. Nu mai e loc de tine pe nicăieri. Băi, știi ce denotă lucrul ăsta? Că-ți iubești nevasta. La mine le spală soțul meu. Păi vezi? Vezi, mă, ce bărbat. Trăiască lupul meu. Eu tot le beau, tot ăsta. Trăiască soția lui. Haide, măi, Mino. Nu-ți mai place de mine în ultima perioadă de vreme. Sunt convinsă că telespectatorii nu sunt obișnuiți să mă vadă așa în halul ăsta. Cred că e și chiar prima dată în atâția ani de carieră în care apar cu fața asta și la modul ăsta, dar uite, cu ocazia asta mă văd telespectatorii și bolnăvioară așa, adică nu în apele mele. Și nu m-am simțit în apele mele, m-au reușit să mă bine dispună, chiar să-mi dea și lacrimile. Naiu, când un artist pune suflet, când cântă, transmite, eu nu mă pot abține. Urlu, țip, Dan știe. Toată orchestra care a pus-o la dispoziție în această seară au fost Jos Pălăria. Băieți buni, muzicanți mari, colaboratori presupun al lui Lupu și Jos Pălăria pentru ei. O muzică frumoasă, aleasă și meseriașă. Sper ca și telespectatorii să aprecieze cât sunt de talentați și cât sunt de extraordinari și că, uite așa, ad hoc, da, pe fază, s-a cântat
orice, de la Maramureș, la romanță, la muzică ușoară, la absolut tot ce s-a la putut. Cafe-concert? Cafe-concert, nu mai vorbim că au fost minunați. Am greșit, am greșit când m-am îndrăgostit de tine. Și credeam că ții și tu puțin la mine. Iartă-mă, am greșit. N-ai greșit. Și dacă în alt colț de lume în fericire tu te vei bucura, să știi că de-aici, de departe, voi fi cu tine și fericirea ta. Bravo. Am greșit când m-am îndrăgostit de tine și credeam că ții și tu puțin la mine. Cântă ce vrea ea, pentru că are har, niciodată n-a studiat ceva pe linie muzicală, cântă ce vrea și cum vrea. Bani dau bani tot, titinile-a vrut așa veselie, titinile-a mare. Bani dau bani tot, titinile-a vrut așa veselie, titinile-a mare. Opa, 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 la că-ți-i bat inima. Mi-este foarte ușor să cânt romanțe, mi-este foarte ușor să cânt muzică ușoară. Pur și simplu îmi place să cânt. Lupule... Oh, sper să vă placă! Lupule, măi, lupule... Știi ce-s astea, nu? Mie l-a fost... Piciorul ăsta a fost bolnav și a ieșit ceva pe el acolo, ai văzut? Am un loc să ne lăsăm, să avem poftă. Și ce-s astea? Ce sunt? Slăninuță. Da, băi. Ia și gustă, vezi? Nu, acolo. Și vreau să vă spun, să gustați. Ai văzut? Ăștia, Minodora, chiar aș vrea să gust și cartofiurile ăștia. Ce vă norocul pe tălocul. Așa, băi, ia, dă-i bătaie. E? Stai să văd de unde se iau, oare. De cine a fost tu ideea să facem? Frumos e făcută. Așa o facem acasă. Dar să știi că lupă împănat mielul, da. Chiar vine e. Dane, poți să spun bucățica asta? Pune mâncația sufletul tău. Te rog frumos. Ia uite ce fain ai. Vai, dar ce fain. Îți mai tai o feliță? Nu mai gata. Minodora? Da, foarte puțin. Mie-mi vine altă poftă. Te superi pe mine? Ce poftă vrei, omule? Nu te fii atent, ce vrei. Ce vrei? Ia puțită. Și să întinzi acolo în sos. Da, de unde știi? Te rog frumos. Fii atent, îți dau și cartofiurile. Dacă... Dă-i cu cum îți cade bine, dă-i bătaie. Auzi. Bune. Cum o să simt eu omul cel mai bine? Să încerc voie, omule. Tu ce vezi? Eu la tine merge în voie. Eu m-am simțit ca la mine acasă. Băi, țiganul ce e simțit? Băi, să-ți fie de bine. Îți dau ce un pic? Nu, e grozav sosul. L-am făcut cu vin alb. Nu mai poți să aduci niște sos de la asta separat? Da, cum să nu pot? Ia, stați așa. Hai, mă, mamă, te baci așa? Of, un deliciu. Cum e mielul? Bun. Super cuvinte, ți-a plăcut sosul ăla ție? Sosul am întins, ai văzut? N-ai mai rezistat. Sosul mi-a plăcut, dar ție mielul. Da, mie carne. Și cartofii mi-a plăcut foarte mult. Inedită rețeta aia cu usturoi verde. Nu știu, mă, la mine a mers toate. Nu știu, ca pe roate. Mie până la ora asta vezi că mi-a plăcut tot ce ai făcut. Mă bucur! Stai să văd la desert. Am mare emoții cu desertul. Uite cine împarte, parce își face. Poftă bună, dragilor! Să rămână. Cel mai tare m-aș bucura să vă placă. Deci eu cu atâta drag le-am făcut. O să vedeți și pe... Sosul e de nenorocire. Mă bucur. Auzi, mie mi-a dat aici, uite, am... Poate nu-ți place? Da. Asta îmi place. Nu, cum, bă? Aia e cea mai bună, nu, cu un pic de grăsime. Da, îmi place și mie, da. Un pic împănat, așa. Un pic, așa. Stai liniștit, nu te... Hai, măi, omule, nu ne te deranja aici. Stai liniștit, nu te ajita. Nu te ajita, mă? Ești gelos, lupule? Eu trebuie.
Păi, nu trebuie să fii gelos, că eu știu limita bunului simț. Eu doar vorbesc de împănătura din miel. Zice, m-a învățat mama de acasă. Împănătura din miel. Să iubesc pe cine îmi place. Păi nevastă mea nu iubească nimeni, că mie nu-mi pare bine. Deci eu oricum nu ies bine din toată treaba asta. Eu n-am voie nimic. Zici și tu. Felicitări, e o mare bunătate și pe bune. Și ți-e îți place împănat așa, nu? Da, îmi place. Adică nu-ți place slab așa, nu? Îți place slab sau mai crescut, mai cu grăsime? Păi nu mă vezi? Îți e o hâdă și slabă, smândră și grasă. Auzi, mielule. Despre ce vorbim? Auzi, mielule. Mă face să mă enervez că n-am voie, că-s răcit. Așa, așa. Și Cornelia e foarte deschisă, știi? Văzându-ne și ea, da, văzându-ne și ea că noi ne simțim bine, mai făceam eu o caterincă mică așa cu lupul la care lupa la foc. Că zice, hei, alo, lupul-i lup, știi? Dar mai puține glume cu soția, cu... Bine, au o glumă frumoasă, mirosită și el frumos. Nu se supără lupul pe bursuc. Hai și... Cine a fost cireașa după tort? Pentru mine, ca să mă simt bine, normal. Cornelia cu bărbatul, nu-i normal? E dragostea și tinereța, măi, nu te țin toată viața. Adevărat! E dragostea și tinereța, așa mă dame, ai, nu te țin toată viața. Muzica de Maramure și un vis, un vis. Eu ți-am spus, mă repet, am mai spus-o de câteva ori. Mie mi-ar fi plăcut să-i văd îmbrăcați așa. Eu sunt înnebunită să-i văd și la filmări sau când ne mai întâlnim. Îmi place să-i văd în costumațiile alea. Măcar un clop putea să aibă lupul, dar muzica lor... Nu știa cu clopul la masă pe bune acum. Deci că era frumos. Și nu sunt sătui de atâtea concerte, de atâtea spectacole cu clopul ăla. Păi ei omul ăla vrea noi să nu. Simte și el mai degajat, așa mai relaxat. Stătea cu clopul ăla la masă, mânca ciorba cu clopul la masă. E, uite, na. Ia uite, uite și talentul lui Lupu. Muzică, muzică, veselie, veselie, oameni frumoși, oameni frumoși. Mie mi-a plăcut, eu mă declar mulțumit. Ei, Maramureș, plai cu flori, măi, dorule, măi, dar îndoiești în sărbători, măi, dorule, măi. Maramureș, plai cu flori, măi, dorule, măi, îndoiești în sărbători, măi, dorule, măi. Pentru noi să ne acompaniem și să cântăm împreună e felul nostru de a fi. Pentru noi nu e nimic special, nu e nimic deosebit. Noi ne luăm instrumentele, înțelegi? Ne luăm costumele populare, că vocile le avem la noi, plecăm și cântăm. Asta e viața noastră de peste 25 de ani. Da, de te duci în sus păiza, măi, dorule, măi. De te ghem până-n botiza, măi, dorule, măi. De te duci în sus păiza, măi, dorule, măi. De te ghem până-n botiza, măi, dorule, măi. Peste ciorii, nu poc-ta. Yeah.
Maramureș, plai cu flori, măi dorule, măi. Mândruiești de sărbători, măi dorule, măi. Mândruiești și înflorit, măi dorule, măi. Maramureș, plai iubit, așa? Măi dorule, măi. O bunătate, mai că n-ai pus și niște înghețată de fructe. Ia puțin înghețată. Foarte bună, exact ce mi-am dorit să mănâncă seara. Te răcorește-te. Și tortul bun. Vă plăcut? Rău. Ați gustat cranțul, vă place? Cu nuca. Ăla, zahărul. Nu vezi că nu mai s-au de curame, mănânc cu poate? Asta înseamnă că îmi place. Mănânc cu zgura ta, dar mare oi. Dar ce, și tortul nostru a fost bun, nu? Foarte bun. E, cum așa? Ai amestecat un el de suvenir rău? Vrei să te mint? Mai bun el ei. Mai bun. Și eu zic la fel, nu? Te supărat. Păi nu mă supăr, că zic și eu la fel. M-a răcorit, ea mi-a băgat și un pic de înghețată, de mi-a răcorit sufletul. Eu uite, nu mă vine să mă opresc. Da. Mă bucur, ai, nu mai te oftic acum. Nu mă oftic. Astăzi pentru lupii noștri, nota bine, 10. Lupii, 10, 10. Pentru familia Lupu și Cornelia. Cornelia Rednic. Ușor, te-ai bătat pe mare. Familia Rednic nu s-a făcut de oaie în calitate de gazdă. Dimpotrivă, ia 10 cu brio și ne bagă în dilemă. Cine câștigă săptămâna asta? N-am în lac, ca să te simți tu bine, Lupule, ca să mă mai lași 3, 4, 5 ore în casa ta. Îți convine așa? A? Păi ce nu-mi deosebit. Da. După cum am... Uite munca ta. Mulțumim uite frumos. Munca ta. Uite lauda bărbatului. Mă, lauda... Dar arată și notele noastre. A început să râzi. Ovla, bă, 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 am dat voi din asta nou. Cine e de nou? Yeeey! 10 v-am dat! Vai, mure ce-a cu bata sară! Să vă dee Dumnezeu numai bine. Și vouă sănătate. Suntem la egalitate. Și atunci am lăsat la aprecierea lui... lui Horia. Horia va judeca în acest moment și mi s-a trimis o scrisoare în care vreau să vă citesc. Și spune așa. Nu știu alții cum sunt, dar eu, Horia Vârlan, nu sunt omul jumătăților de măsură. Nici când gătesc, nici când mănânc, nu mă încurc cu jumătate de porție. E de-a noastră. Nu mă încurc cu jumătate de porție. Ce spune el? Așa. Sunteți la egalitate de puncte, așa că vin să fac departajarea. La mustață și fără nicio supărare, echipa care merită diploma, emisiunea este cea formată din familia Redi! Familia, gazda perfectă, vai, 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 ce frumos sună. Gazda perfectă 2017 la Super Cire, așa de pe tort. Mulțumim frumos, Horia. Nicio supărare, eu nu mă supăr pe nimeni. Nicio. Eu îmi fac datorie. Mie îmi place musafirul să simtă bine la mine în casă. Cu ce ofer eu? O coajă de pâine, un castravete, un ciolan afumat, o fasole bătută. Bine, dacă se simte bine, completez cu muzica și tot e binevenită. Ai înțeles, maestre? Horia, tu știi ce spune fratele tău? Ia zi, tată, tu ce spui? Eu spun că a meritat să câștige, da. Să știi că o să-l punem la loc de cinste. Cine intră în casa noastră să-l vadă. Horia, mănâncă tu lăturile astea, uite, na. Normal că, Horia, tu ai prins comunismul, că după față ești comunist. E o gazdă excepțională, doamne roșie. Nu este, e praf. Deci, Gianni... Dacă era gazdă... Băi, Sorin și Anna, normal că au venit pe cârcotă, pentru că era normal.